Soția lui Helmut Ducadam spune că moartea fostului portar s-a produs rapid și nimeni din familie nu se aștepta ca de această dată să nu treacă peste problemele de sănătate. Alexandra Ducadam a mărturisit că starea lui de sănătate nu era tocmai una bună și a crezut, inițial, că are probleme la spate, ca mai apoi să descopere că nu se simte bine din cauza problemelor la inimă. Nu am un răspuns exact pentru ce s-a întâmplat. Toate problemele au venit tăvăluc, nu am fost pregătiți. Dacă până acum, la operații, luam în calcul varianta asta și mă pregătea, acum nu știu, el s-a internat pentru o durere de spate și de acolo lucrurile au degenerat. Miercuri spre joi a mers la urgență, pentru dureri la spate. A făcut și 5 stopuri, atât a putut să ducă, atât a fost lupta lui. Alexandra Ducadam a declarat că, de obicei, fostul portar îi spunea atunci când intra în operații să fie pregătită pentru orice, dar și nu de data aceasta, când a ajuns la spital. Sportivul era în continuare optimist că va fi bine, iar soția lui spune că era un familist convins. Așa că, Alexandra Ducadam și fiica lor vor să-i ducă numele mai departe cu cinste. M-a pregătit pentru asta de când m-a luat de soție. Mi-a spus că el este un om bolnav. Noi vom face tot ce vom putea să-i purtăm cu cinste numele. A spus mereu singura lui avere este numele și vrea să-l păstreze intact. Și cred că a reușit. Cred că a fost un om iubit. Unde mergeam lumea voia să-i strângă mâna, a fost iubit. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.